Unde așteptăm? La telefon. Cine dă, doamne? Mahala. Cine dă? Doamne. Cine dă, doamne? Ce? Cine dă? Ce? Cine dă, doamne? Cine dă? Suc? Mamănică. Mamănică ne dă. Și pizică. Și șocolată. Așa, să-i spui cum te cheamă, mami. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Maria. Iată, uite acum. Ce mănânci, mami? Dă-mi și mie unul. Da. Mulțumesc. Hai. Hai, spune fetița. Stai. Cum spui? Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Te-a spart fata. Mamă, ce mi-ai făcut? Deci cu tati. Zi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Gata, te-am spart. Te-am spart. Zi, da, dar eu ieri v-am spart pe toți. Spune-l, tati. Hai, mami, ia și tu să te și pe masă, tati. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Wow. Mami. Ție. Da.
Neața, dragilor, astăzi este luni, a doua zi de Paște. Hristos a înviat, un Paște fericit să aveți, dragilor, și sărbători binecuvântate. El nu v-am filmat pentru că am fost la niște rute de ale mele și acolo nu pot să filmez, nu pot să filmez în casa oricui, vă dați seama. Și știam că lor nu prea le place să le filmez în casă și atunci nici măcar n-am încercat. Oricum, ieri a fost o vreme destul de urâtă, chiar a dat grindina acolo, am fost la Curtea de Argeș. Iar astăzi mergem la rude din partea lui Răzvan. Încă sunt foarte răcită, să știți. Cred că am avut sinuzită. Foarte greu îmi trece. Încă am o secreție oribilă din nas și din gât și, nu știu, efectiv îmi trece foarte, foarte greu. Și zilele trecute n-am mai filmat nimic pentru că eram efectiv mult prea răcită. Asta e geaca pe care am luat-o atunci de v-am arătat în vlogul anterior și poate pun cadru în oglindă cu mine ca să o vedeți cum este. Este lungă. Am îmbrăcat-o și pe Ari. S-a dus cu Răzvan să ducă gunoiul și să ia apă și o să vină în curând la mine și o să plecăm. Așa că cred că vă mai vorbesc pe parcurs. Ați văzut ce bunătăți am făcut pentru că v-am luat câteva cadre. Și noi acasă am făcut doar pască și a mai făcut Răzvan un tort. Și restul, ouă, cozonaci, sarmale, nebunii din astea, am făcut la mama acasă pentru că n-avea rost să facem aici, pentru că noi oricum stăm foarte aproape unii de alții și eu nici nu mănânc prea mult din toate nebuniile astea bogate și mega calorizate, ca să zic așa. Și atunci, na, oricum n-avea rost să facem prea mult aici la noi acasă. O să mergem și pe la bunicii mei pe aici, pe la blog, să ciocnească Ari cu ei. Îmi pare rău că nu v-am filmat ieri când am ajuns la mama, pentru că a ciocnit cu toată lumea și efectiv ne-a spart pe toți Ari. Dar nu știu, nu mi-a dat prin cap să filmez asta. I-am filmat doar azi dimineață un pic aici la noi acasă și vedem ce mai facem la Răzvan acolo la țară. Ne auzim mai târziu. Și cam asta e geaca mea de blugi și cam asta e ținuta de Paște. Acolo am niște lumini pe care le mai folosesc eu la filmulețele de pe TikTok. Dacă nu știați, am început să fiu foarte activă și pe TikTok, așa că vă invit să mă urmăriți și acolo. Și cam asta e tot ce am făcut de Paște. Sincer, nici nu voiam să cumpăr absolut nimic nou de Paște, dar am rămas fără pantaloni, destul de mulți pantaloni. Și a trebuit să îmi cumpăr pantaloni și dacă tot ne-am cumpărat pantaloni, oricum aveam nevoie de o geacă de primăvară, așa că am luat și o geacă și uite așa am ajuns să cumpărăm noutăți de Paște, dar sper că nu mi-a tremurat camera foarte rău. Dă-i și lui un ou și ia și tu un ou, mami. Așa. Și lui bunica, așa. Hai, și cum spune fetița? Hristos a înviat. Nu, că cu noi a dat, cu noi a dat, cu noi a dat. Lasă să dea cu voi, lasă. Zi, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, draga lui. Bă, bravo! Hai! Ia și la bunicu. Hai să dai și cu el cioc. Zi! Hai, Hristos a înviat. Bravo! Ai văzut cum a știut să zic adevărat a înviat? Bravo, man! Ai spart, bunicu. Ai spart și tu destul. Ia ne-a spart. Și poate că mă ia, îți aș mai cere ceva. Adevărat am viat. Bravo! Bravo, mami! Nu, încă am viat. Adevărat? Te-a spart și cu Ari. Hai și cu Babi.
Hai și cu babi, hai. Dă-și cu Ionu, dă-și cu Ionu. Hai, dă-și cu Ionu. Hai, dă-și cu Ionu. Păi nu, dă-și cu Ionu. Nu te-am văzut ăsta care mă duc tot ce-i tot mâine. Hai, bă, bă, nu! Bravo! Hai și cu babi. Păi tot am viat. Ia de la nașa. Hai, zi. Adevărat am viat. Bravo! Ai văzut-o și pe nașa, ești tare! Bravo! Bravo! Dar am trecut și prin stâncă să vibră cu apa lângă rău. Izbărașul meu la care o zama ta ne plângare. Dar am trecut și prin stâncă să vibră cu lumea.